Despre planete? Tu, spune. Cum te cheamă? Mihai. Spune Mihai, ce vrei să știi? Dacă universul crește continuu și ar fi un multivers, ar crește și multiversul și ar forma un grup similar cu multiversul pe care zicem noi fiind parte dintr-un univers? Mulțumesc! Ați auzit întrebarea? Asta este o demonstrație clară! Copiii ăștia au citit și au aflat foarte multe. Întrebarea lui a fost foarte inteligentă și o să o repet pentru cei care n-au auzit. El spune așa, universul se expansionează, devine din ce în ce mai mare, dar universul este parte din multivers. Oare nu și multiversul devine din ce în ce mai mare? Nu se expansionează și el? O întrebare, câți ani ai? 12 ani, bravo! O întrebare foarte adâncă, la care te rog să mă crezi, am să te dezamăgesc, pentru că o să spun că fizicienii nu știu adevărul. Întrebarea ta e așa de profundă încât nu știm adevărul, dar bănuim că este foarte probabil ca și acele universuri care fac parte din multivers să se expansioneze. Și a să-ți dau un singur exemplu. Există mai multe teorii de multivers, dar una care îmi place mie se numește teoria inflației și a spune așa, domnule, noi trăim în acest univers, dar undeva departe, într-o mică zonă, apare un nou Big Bang și explodează. Explodează ca popcorn. Și în această teorie de multiversuri, e o fel de teoria popcornurilor, pentru că pe alocuri, în alte părți din univers, mai explodează un alt univers, mai explodează un alt univers, ca bucata de popcorn. Și în felul ăsta avem multiversuri. Ei, în acele teorii, într-adevăr, bucățile alea de univers care sunt de popcorn, și ele explodează, deși ele se expansionează. Și atunci, da, și multiversul se expansionează. Da? Uite o fetiță, aici? Vreau să întreb, ce este mai aproape? Luna sau Soarele? Uite, este o întrebare foarte bună. Ce este mai aproape, Luna sau Soarele? Eu câteodată mă gândesc că Soarele este mai aproape pentru că este mai mare. Dar de fapt mă înșel. Chiar dacă Soarele este pe cer mai mare decât Luna, Soarele este mult mai departe decât Luna. Numai că el este în același timp și foarte, 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 foarte mare. E un balon de mii de ori mai mare decât Pământul și este așa de mare, cu toate că e foarte departe, eu încă îl văd mare. Din cauza asta, Luna este mai aproape de noi și Soarele este mai îndepărtat și mult mai mare. Mai avem o întrebare. Există un univers care pentru noi este topologic imposibil? Foarte interesant! Observați? Există un univers care pentru noi să fie topologic imposibil. Măi părinți, dacă primiți întrebarea asta, primul lucru pe care îl faceți este să mergeți pe internet. Topologic! Ce înseamnă cuvântul ăsta topologic? Că m-a prins! Băiatul meu, dar are mare dreptate. Topologia, și tu știi probabil, descrie geometria unui univers. De exemplu, o gogoașă are topologia ei, este rotundă. O gogoașă donuts are o gaură înăuntru, iar e o altă topologie. Iar una dintre topologiile foarte interesante este banda Moebius. Am zis, luați o bandă de hârtie pe care o faceți sub forma unui inel, o tăiați în două, o rotiți puțin și o lipiți la loc. Și asta este topologia benzii Moebius, pentru că dacă pleci dintr-un punct, ajungi în partea de jos și mai trebuie să mai mergi odată ca să ajungi la loc în partea de sus. Deci universurile au topologii diferite. Și într-adevăr, s-ar putea să existe universuri în care noi să nu putem să trăim din cauza topologiei. Dacă acea topologie este atât de îmbârligată, eu nu pot să trăiesc și nu pot să ajung la tine, pentru că dacă eu o să încerc să ajung la tine, din cauza topologiei, o să mă deplasez aici, în jurul umplat, și o să ajung aici și o să zic, băi, tu n-am ajuns la tine, stai să mai încerc o dată, știi? E topologia, e gogoașa aia, știi? E donuțul ăla care mă pune să mă învârt. Zic covric. Covric. Suntem în România și ne place covric. Numai puțin, spune. Deci putem spune despre toate corpurile din univers că au o anumită formă, dar am putea să spunem și despre spațiu care are o anumită formă.
Da, în teoria lui Einstein, asta este o discuție filozofică, spațiul este un obiect. Nu este ca la vechii greci. La vechii greci, spațiul era doar o manieră de a descrie relațiile dintre obiecte. La Einstein, spațiul devine un obiect și el are o formă și poate să fie o hipersferă, poate să fie o formă unduitoare, pentru că în cazul undelor gravitaționale ne imaginăm spațiul ca un fel de plasă pe care stăm și care se unduiește. Și unduirea asta circulă cu viteza luminii. Deci da, are o formă. Mai avem de la doi mici. Ia spune. Ștefan, cât de mare este universul? Este mare, 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 bom, leu, ce mare este. Și oamenii măsoară distanța asta în an lumină. Știi? Câți ani lumină este până la prima stea? Aproximativ 4 ani lumină. Deci dacă mergi cu viteza luminii, și viteza luminii e foarte, foarte mare, adică dacă mergi cu viteza luminii, te învârți în jurul Pământului într-o singură secundă de 6 ori. Deci într-o secundă, dacă mergi cu viteza luminii, ai ocolit Pământul de 6 ori. Ori îți ia 4 ani până la următoarea stea. Până la marginea Universului observabil, sunt aproape 40 de miliarde de ani lumină. Deci să mergem acolo, până la cele mai îndepărtate stele pe care le vedem, ele între timp s-au îndepărtat, 40 de miliarde de ani lumină. Dar Universul poate să fie și mai mare decât atât, pentru că știm că s-ar putea să existe multiversuri. Cum te cheamă? Radu. E posibil ca noi deja să fie coadă într-o gaură neagră cu toate celelalte planete și soarele? Da! V-am spus, copiii știu de găuri negre! V-am spus și întrebarea lui... Nu, să nu râdeți, am pus pe gânduri și am căutat articole științifice. Pentru că am mai primit întrebarea asta de un alt copil și așa, am putea noi să fim acum într-o gaură neagră? Am putea să fim într-o gaură neagră și să nu știm? Ar putea să existe planete într-o gaură neagră? Și am zis, băi, dar ce întâmplare, dar trebuie să iau articolele științifice ca să văd și eu dacă așa este, că nu vreau să le zic copilor lucruri neadevărate. Și am luat articole și le-am citit. Și da, într-adevăr, la marginea găurii negre, când intri, pot să existe planete, putem să existăm și noi. Imaginează-ți găurile negre supermasive. Găurile negre sunt supermasive, sunt foarte mari și e foarte ciudat. La marginea lor, la orizont, poți să treci de orizontul găurii negre, adică poți să intri puțin în gaura neagră și să nu-ți dai seama. Să nu-ți dai seama, pentru că acolo lucrurile sunt obișnuite, nici nu știi de fapt că tu ai intrat în interiorul găurii negre și nu mai poți ieși. Deci răspunsul e da, pot să existe planete în interiorul găurilor negre. Uite, sunt niște mâini disperate în spate. Hai să luăm una din spate. Da, băiatul. Mulțumesc. Bună ziua, primul rând. Vreau să mă întreb legale de multivers. Noi știm că Big Bang-ul universul se extinde și accelerează și a pornit, practic, într-un punct foarte, foarte mic și a ajuns în stadiul actual. Vreau să mă întreb dacă pot exista universuri care, în loc să se... de la un punct infinit de mic să ajungă foarte mari, să fie de la foarte mari la foarte mici. Da. Deci, ați auzit întrebarea dacă universurile astea pot nu numai să extindă, dar pot să se și contracte, adică să fie de la foarte mare la foarte mic. Și răspunsul este pozitiv. De fapt, în primele modele de univers, înainte să apară multiversurile, atunci când a apărut teoria lui Einstein, cam acum 100 de ani, nu aveam decât câteva modele simple de universuri. Și unul era că universul se extinde și încetinește în extinderea lui. Acum știm că Einstein ne-a dus înșelat, pentru că universul se extinde, dar se extinde accelerat, este o surpriză. Și mai era un model care spunea că, de fapt, universul s-ar putea să se contracte într-un punct și universul să se sfârșească, așa numitul Big Crunch în engleză. Și ceea ce se întâmplă în universul nostru s-ar putea să se întâmple și în alte multiversuri. Vlad, acum? Bine. Mulțumesc.